Bună ziua, bine ați venit la manifestarea organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memorialistului Românesc în colaborare cu Arhivele Naționale. Avem invitat astăzi de partea mai multor instituții deținătoare de arhive și vom încerca să discutăm despre ce probleme există în momentul actual privind accesul la arhivele care privesc istoria recentă. Adică, în mare, să spunem, istoria secolului 20, dar știm cu toții că ne referim mai ales la cele două perioade sensibile, în principal istoria Holocaustului și istoria comunismului. Avem astăzi invitați de la Serviciul Istoric al Armatei, Consiliul Național pentru Studierea Securității, Arhivele Naționale României și Arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe. Așadar, domnul Giuliu de la Serviciul Istoric al Armatei, domnul Dragoș Petrescu de la președintele Colegiului CNSAS, a domnului Dorin Dobrincu, care este directorul Arhivelor Naționale României, și a domnului Stelianu Viziuc, directorul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe. Am gândit discuția asta ca un, laborator în care să vedem unde suntem și să vedem din cele două perspective a responsabililor din arhive și a cercetătorilor care sunt, care stadiul, cum stăm cu accesul la arhive, care sunt problemele din interior și din exterior și ce se poate face. Voi încerca să indexez pe baza discuției o sumă de probleme și de soluții propuse de toți de aici, și astfel încât să ieșim cu ceva util din discuție. Propunerea mea este ca fiecare din invitați să aibă 10 minute de prezentare, după care să ne angajăm în discuții pentru a vedea ce probleme aveți semnalați dumneavoastră și cum credeți să pot rezolva. Vă rog. Aș începe cu domnul Dorin Dobrincu, este co-organizator al evenimentului și, așa cum știți, reprezintă Arhivele Naționale României. În prezentarea mea vreau să mă ocup de cadrul legislativ existent în România în anii 90-2000 și cât în vigoare. De asemenea, cum a procedat instituția pe care o reprezint în privința accesului la documente în general și la cele ale istoriei recente în principal și să fac câteva considerații asupra ceea ce ne dorim vis-a-vis de nou proiect de legea arhivelor și privința accesului în general. Arhivele Naționale ale României au o istorie lungă, peste 180 de ani sau 180 de ani facem acest an, însă, din punct de vedere al impactului public, privința cercetării, rolul lor a fost mai degrabă scăzut în anii comunistului, ajungând să fie unul deosebit de important în anii 90 și mai ales în anii 2000. Dacă până în 1951 Arhivele Naționale s-au aflat într-un minister civil, este vorba de Ministerul Instrucțiunii Publice, în acela Arhivele Statului au intrat în componența Ministerului de Interne, ceea ce în contextul respectiv nu era lipsit de semnificație, pentru că s-a adoptat modelul sovietic, impus de Stalin la sfârșitul anilor 30, că arhivele din Uniunea Sovietică se afla astăzi în componența Ministerului de Interne. Aceasta a avut implicații importante, majore, aș spune, asupra destinului instituției, asupra culturii instituționale și implicit asupra accesului la documente, pentru că pornindu-se
toate domeniile administrației, în general, în ceea ce privea viața publică din România, pe modelul sovietic, la sfârșitul anilor 50 s-a introdus în România conceptul de fond arhivistic de stat. Au fost tot felul de restricții introduse în legislația epocii în privința accesului la documente. În anii 60 a apărut o lege a secretului de stat care a fost schimbată în anii 70 și în paralel a apărut un decret lege care reglementa funcționarea arhivelor. În 1974, e foarte important din perspectiva ceea ce vreau să subliniez, s-a creat în România, inclusiv în arhivele statului, un așa numit fond de arhivă specială, în care erau introduse diverse tipuri de documente sau fonduri întregi pe aspecte considerate sensibile, potrivit interpretării de atunci. Și în acest fond s-a ajuns ca în 1981 să fie incluse fonduri, fragmente de fonduri, dosare, însumând peste 2500 de metri liniari, adică aproximativ 1,4% din întreaga arhivă existentă în arhivele statului. Căderea comunismului nu a adus o schimbare peste noapte în ceea ce privește regimul arhivelor și nici în ceea ce privește accesul la documentele deținute în depozitele din arhivele statului. Aș vrea doar să reamintesc că între jumătatea anilor 50 și 1991 arhivele statului au fost conduse doar de ofițeri superiori din Ministerul de Interne, în general. Ultimul dintre ei a plecat în 1991, era vorba de generalul Munteanu, dar ultimul ofițer superior la vârf activ a plecat abia în 2006, era vorba de un director general adjunct, general Wolf. Bineînțeles că la presiunile opiniei publice, uneori presiuni externe sau intervenții politice, la începutul anilor 90 s-au făcut pași în direcția, chiar dacă foarte, foarte timid, în direcția deschiderii arhivelor. Dar vreau să spun că renunțarea la așa numită arhivă specială, inclusiv la punerea deoparte a unor fonduri sensibile, s-a produs în timp, practic, de-a lungul anilor 90 sau chiar începutul anilor 2000. În 1996 a apărut, oricum bine știți, și mă refer la ea pentru că este importantă pentru a înțelege și ceea ce se întâmplă astăzi, a apărut legea arhivelor naționale, repet, legea arhivelor naționale și nu arhivelor, cum era, cum ar fi fost firesc, o lege care privea mai degrabă spre trecut, pentru că trebuie să luăm în considerare cine a făcut această lege, în ce context politic, în ce context public și cu ce scop. Evident că erau foarte multe câștiguri față de ceea ce existase în decretul din timpul Ceaușescu. Dar erau, în același timp, foarte multe restricții aruncate în bună măsură în celebra anexă 6, unde sunt trecute documentele care nu sunt accesibile. Dincolo de o anumită prudență, de înțeles în orice societate democratică, erau foarte multe restricții, repet, și în același timp, prin câteva articole din legea arhivelor, se dădeau mult prea mare libertate de interpretare responsabililor de arhivă. Pentru depășirea impedimentelor legate de cercetare, cercetători din România sau din străinătate, și fac aici o scurtă paranteză necesară, a existat o discriminare care se face de curând în privința cercetătorilor străini, curând însemnând acum câțiva ani, în privința cercetătorilor străini, pentru accesul lor fiind necesare aprobări de la București, peste aprobări tergiversări și așa mai departe.
dar repet, pentru a depăși aceste impedimente, cercetători din România sau din străinătate au recurs de-a lungul timpului la diverse mijloace pentru a-și putea face cercetări, pentru a-și putea scrie lucrările, mergând de la aspecte de tranzacționare a unor privilegii până la proteste publice. Aș aminti aici doar procesul inițiat în 2005 de doi cercetători occidentali specializați chiar în istoria contemporană a României, François Beauchaulier și Stefano Bodoni, protest semnat de cercetători din străinătate sau din România, care, din câte știm, au rămas fără efect. Încerc să mă apropii de final. Aș atinge puțin legislația care a fost implementată în România la, în prima parte a anilor 2000, anume legislația privitoare la documentele clasificate. Mai ales e vorba de legea 284, cu normele de aplicare prin 585 din 2002. Deși România făcea toate aceste adaptări legislative pentru că se pregătea intrarea în NATO, ceea ce știm că s-a și întâmplat ulterior în Uniunea Europeană, în fapt, paradoxal, multe din aceste prevederi aplicate retroactiv și legea nu sunt nici de cum încadrați la Arhivele Naționale în privința documentelor clasificate, aceste legi, aceste hotărâri au devenit mult mai restrictive pentru accesul la anumite documente. Mai ales perspectiva la unui drept al creatorului asupra documentelor create și așa mai departe. După cum știți, anii 2000, special două parte decenii trecute, au fost marcați de alte dispute publice în jurul arhivelor și în jurul trecutului și aș aminti ceea ce s-a întâmplat în 2006, când prin constituirea Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, arhivele au fost readuse în dezbaterea publică, atât arhivele naționale, cât și alte arhive, în primul rând, arhivele Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Primul Securității, dar și arhivele militare, arhivele diplomatice și așa mai departe. În mesajul citit de președintele României în 18 decembrie 2006 în fața celor două camere de unitate ale Parlamentului și în recomandările de la finalul raportului domnului de comisie, s-a prevăzut în mod expres liberalizarea, democratizarea accesului la arhive, ceva nominalizat expres arhivele naționale. Bineînțeles că au fost evenimente diverse care, în cele din urmă și în privința arhivelor naționale, au dus la schimbări majore. În acest moment, arhivele naționale au fost în cercetare până acum sute de fonduri care privesc istoria recentă, fie că vorbim de istoria celui de-al doilea război mondial, poate a sfârșitul anilor 30, și istoria comunismului, pentru că erau foarte multe fonduri care erau deja inventariate, atât în câteva cazuri sau mai multe cazuri erau fonduri cu inventare nefinalizate, dar care au fost finalizate într-un ritm alert din 2007 încoace. Există în același timp diverse probleme în privința inventarierii unei cantități încă importante de documente luate de la CCAPCR, de la alte structuri ale Partidului Comunist sau în documente preluate de la structurile statului român de înainte de 1989. Accesul la documente este astăzi, oricum, cred că știți ce mai mulți, permis pe baza unor reglementări minimale, bineînțeles, respectând legea 16, dar nu cu restricțiile care au devenit atât de
în România. În același timp, aș vrea să ridic o problemă legată de, și asta e o problemă internă, legată de conservatorismul multor angajați, fie la centru, fie în teritoriu, pentru că avem o structură adolescentă, practic acoperă toată țara. În același timp, și iarăși, nu mă scrie să o spun, avem un public extrem de divers. În afară de cercetători, reprezintă un public oarecum diferit din punct de vedere al interesului istoric. Și aici am avut anul trecut aproape 13.000 de cercetători în toate sălile noastre din București și din țară. Dar în afară de asta avem aproximativ 60.000 de cereri în 2010, în realitate, în anul precedent am avut 70 și ceva de mii. În anii de dinainte am avut până într-o 100 de mii. Asta înseamnă probleme diverse și, în același timp, metodologii diverse. Există destule confuzii, uneori, o spun și asum, în interior, dar există confuzii și în exterior, în partea publicului nostru. Dacă există deseori, din păcate, interpretări conservatoare, există în același timp un radicalism pe care nu-l înțeleg uneori sau în orice care mi se pare inacceptabil și ne confruntăm cu așa ceva. Pentru că, din păcate, legislația românească nu este foarte precisă în acest timp. De asta am și inițiat acum câțiva ani, mergând pe o așteptare mai largă și pe dezbatere mai greu.